Da, este cea care face lumea și minunate, Doamne, binecuvântat să fie numele Tău. Domnul vieții, vorbim viață prin puterea Duhului Sfânt, vorbim viață, vorbim sănătate, Doamne, peste mădularea trupului acestor persoane în numele Lui Iisus Hristos. În dreaptele privirea și activitățile, Doamne, prin Duhul Sfânt, în crederea, credința în Tine și în Slău, dă numele Tău, că ne-a spus și că parte lumea și minunate, mărinește și Domnului. Am vrea să-L aplaudăm pe Domnul care este puternic de toată slava acestea și glorie. Glorie, aleluia! Mărit să fie Împăratul Slavei! Mărit să fie Împăratul Slavei! Mărit să fie Împăratul Slavei! Lăudat să fie Domnul, Salvatorul și Răscumpărătorul sufletelor noastre, care ne-a mântuit și ne-a scris numele în cartea vieții, care ne-a pus în joarele de Sfânta cea tare. El să fie lăudat! Aplaudă-ți pe Domnul cu bucurie! Într-un alt de mulțumire și recunoștință! Domnul meu,
înțeleg că puterea Duhului lui Dumnezeu vrea să atingă inimile noastre, să atingă sufletele noastre, să atingă trupurile noastre. Un lucru pe care trebuie să-l dezvoltăm este să aducem laude lui Dumnezeu. Cuvântul lui spune că Dumnezeu locuiește în mijlocul laudei. Unde este prezența lui Dumnezeu, e tot ce avem nevoie, slăvit să fie numele Lui. Glorie și slavă lui Dumnezeu. Concentrați-vă atenția asupra Lui. Într-o atitudine de smerenie, vino așa cum ești. El te iubește, El poate, El te izbăvește, El te ridică, El te vindecă, El este Domnul, El este sursa binecuvântată de viață. Îndrăznește doar să vii să fie numele Lui. Tu ești vrednic, Domnul meu. Thank you.
stata, e mai susta muti, în durarea ta, nu se va sfârși. Hai să cântăm împreună. Cerul, cu vicioșia ta, ajunge până la noi, dragostea ta. E mai sus ca munții, îndurarea ta, Iisus, nu se va sfârși. Te va fi de cuvântat.
Creator împărat,
Adonai, Adonai, tu
lăsăm în locul acesta. Îți mulțumim pentru dragostea pe care Tu ți-o manifesti în modul diferit de pentru ființa noastră. Doamne, Dumnezeul nostru și Tată, Te rugăm, ajută-ne să Te iubim din toată inima, cu tot sufletul, cu tot cugetul și cu toată puterea noastră. Ajută-ne să iubim și pe aproape de nostru ca pe noi înșine. Dă-ne harul să fim și împlinitori ai cuvântului Tău, Doamne. Doamne, aceasta este ruga noastră în aceste clipe. Vrem să Te onorăm în fiecare zi, printr-o trăire purtare frumoasă, Doamne, printr-o purtare frumoasă. Lăsând în jurul nostru, Doamne, să fie emanată iubirea Ta și lumina Ta. Cei din jur să vadă, Doamne, dincolo de vorbe, de cuvinte, ajută-ne să transmitem că Tu ești un Dumnezeu real. Slăvit să fie numele Tău, fii binecuvântat, fii binecuvântat în viețile noastre. Și îți mulțumim că ne binecuvintezi, Doamne, ne mângâi, ne înviorezi, ne întărești în credință. Să putem să-ți cântăm din toată inima, să putem lăuda numele Tău cu bucurie, să ne găsim plăcerea în legea Ta și în căile Tale. Tu să ne fii despătare, Tu să ne fii despătare, Tu să ne fii despătare. Și îți mulțumim că ne vei da ceea ce ne dorește inima, în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Thank you.
Don't know me.
El să ne umple bunul cu bucuriei sale și să fie binecuvântat în veci de veci și în viețile noastre.